Salutare, venim cu vești proaste pentru susținătorii cuplului Ștefania și Cosmin. Cei doi s-au despărțit și pare că nu mai este cale de împăcare. În relația noastră nu mai exista atmosfera de dragoste. El era foarte influențat. Credeam că este bărbatul potrivit pentru mine. Ștefania a povestit cu ochii în lacrimi cum a stat întreaga situație. Haideți să dăm un like, share și o abonare înainte să începem și să vedem cum s-a ajuns ca să se pune punct între Ștefania și Cosmin. La câteva luni după ce au părăsit competiția Casa Iubirii, o veste neașteptată și-a făcut loc despre Ștefania și Cosmin. Cei doi au pus punct. Un moment dureros pentru amândoi. Ștefania este devastată și a povestit tot plângând. Suntem împreună de 8 luni. Urma să facem acum pe 8... 9 luni. Că eu niciodată nu vorbesc despre mine și mereu chestia asta am căutat-o într-o relație ca cineva să mă asculte, să țină cont de mine. Dar nu a fost așa. Doamne! O să întreacă. Pentru că trece. La început e mai greu pentru... Cred că pentru oricine ar fi așa. Persoanele mai sensibile, să zic așa. Mai ales, în primul rând, pentru că la noi se crease deja o obișnuință, trăiam împreună și ăsta este un factor care influențează foarte mult starea mea, pentru că vă dați seama să nu mai stai cu o persoană 24 din 7, este total diferit să nu mai ai lângă tine. Și chestia asta cred foarte mult că influențează starea mea. Dar și faptul că chiar l-am iubit. Ea spune că a făcut totul ca relația să meargă, însă Cosmin avea numai reproșuri la adresa ei. Mai mult, fata a considerat că băiatul nu a fost sincer față de ea. Atmosfera de dragoste dispăruse dintre cei doi și răceala și-a făcut tot mai mult prezența, spune Ștefania. Cosmin încă nu a comentat toate aceste declarații. Dar în rest nu mă ascund pentru că nu vreau să mă dau ce nu este, eu sufăr și aștept doar timpul să treacă.